Erich Emanuel Schmidt este una dintre marile personalități literare franceze actuale. Este un scriitor prolific, este membru al Premiului Goncourt, iar pentru asta nu are dreptul să ia niciodată Premiul Goncourt, cât timp este membru în acest juriu. Îi publicăm în seria de autori pe care i-am dedicat-o, iată, cel de-al 20-lea volum. Este vorba despre Doamna Pilinska și Secretul lui Chopin, un mic roman care ne vorbește despre viață, ne vorbește despre muzică, ne vorbește despre arta de a învăța să trăiești. Invitatea și invitatul meu pentru lansarea acestui superb volum sunt doamna Sandra Ecobescu, directoarea Fundației Calea Victoriei. Alături de domnia sa se află binecunoscutul scriitor și jurnalist Marius Constantinescu. Permiteți-mi ca pentru început să-i dau cuvântul doamnei Sandra Ecobescu.